fie Dumnezeu în veci. Amin. Vreau să citesc un cuvânt din Cartea lui Dumnezeu. Și apoi ne vom ruga Domnului. Ioan, capitolul 16. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis, spunea Domnul Iisus, și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestei este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și va descoperi. În această rugăciune pe care o vom face, am dorit să ne rugăm ca Biserica lui Dumnezeu să fie plină de Duhul Sfânt. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să inunde Biserica și să fim plini de puterea Duhului Său cel Sfânt. Este nevoie într-o lume ca aceasta de o biserică vie, de o biserică puternică, de o biserică care să propage cuvântul lui Dumnezeu în lume. Sunt atâtea biserici tradiționale, biserici care nu mai au putere, biserici care, nu-L au pe Dumnezeu în ele, dar vrem ca între noi să se vadă puterea lui Dumnezeu. Vrem ca între noi să se vadă că Dumnezeu există, să se vadă că Dumnezeu este aici și se pogoară de fiecare dată când ne întâlnim aici. Haideți așadar, ca rugăciunea aceasta pe care o vom face, să ne rugăm ca biserica să fie inundată de râul Duhului Sfânt. Ezechiel, capitolul 47, versetul 1, spune astfel: M-a dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit. Căci fața casei era spre răsărit, apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miezăzie a altarului. M-a scos pe partea de miază noapte și m-a făcut să o colesc pe din afară până la poarta de răsărit și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. El mi-a zis: Ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis: Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și va fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Nu știu cine a ales numele bisericii acesteia să fie râul sfânt, dar mă rog ca acest râu sfânt al Duhului să ne inunde, acest râu sfânt să vină și să ne inunde și să nu fim la acel nivel până la glezne, ci să ne inunde și să fie peste noi din plin. Mă rog ca Dumnezeu să facă din biserica aceasta o biserică vie, o biserică care să meargă în puterea Duhului Său cel Sfânt și El să facă minuni în locul acesta. Duhul Sfânt convinge de păcat și El poate face lucrurile acestea în biserica aceasta. El poate face ca biserica să crească spiritual și în fapt spune cuvântul lui Dumnezeu că biserica cu ajutorul Duhului Său cel Sfânt se mulțea. Dumnezeu să ne ajute să fim și roditori. Duhul Sfânt ne ajută să facem toate lucrurile acestea și haideți ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm plin de credință ca Duhul Său cel Sfânt să fie revărsat din plin peste inimile noastre, peste fiecare din noi și această biserică să fie umplută și această biserică să înainteze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin.